meci destul de tensionat, nu pot spune că au fost cu un cap peste noi sau noi cu un cap peste dânșii. Un meci frumos, multe ocazii, noi am iertat, ei pe noi ne-au iertat. La urmă n-a realizat ultima fază 1-1, n-a realizat și a fost încheierea meciului. Nu, n-am avut noroc, atât. Ați început mai slab, 2-0. Da, am început până ne-am trezit dimineața, care după lucru, care una alta, și cam da, cam ne-au prins repede. Dar apoi ne-am trezit un pic la viață și am egalat scorul și puteam să câștigăm. Una alta, asta e ziua vinului? Posibil cineva, da, cineva nu. Asta. La final ați avut două ocazii mari și puteți chiar lua toate cele trei puncte, răsturna tabela invers. Da, norocul a fost de partea lor. Cum și-am spus, ei pe noi ne-au iertat în multe faze și la rândul nostru noi la fel i-am iertat în multe faze. Mai ales la urmă, când pur și simplu marcam și se încheia joc. Atât. N-am avut noroc, pur și simplu n-am avut noroc. Fortuna a fost de partea lor. Cum e să jucați după deplasarea la Tiraspol, unde ați scăpat în ultimele minute victoria? E diferit să joci Chișinău-Tiraspol? Diferența e una, pe părerea mea, iarăși. Terenul e mai bun acolo, în sens că e mai moale, însuși infrastructura, mai mulți fani, apropo, mai mulți fani vin acolo. Dar asta cea mai mare diferență e terenul. Terenul e mai bun, atât. În rest, aceeași echipă, în principiu. Tactic nu se schimbă. La cine? La noi sau la ei? Jocul tactic al vostru. Da, noi se perioadă, se nazad, cum s-ar spune. Adică, până când tactica asta aduce ceva rezultat. Poate nu mereu pozitiv cât am vrea noi, dar ceva este, în comparație cu anul trecut. Rezultate sunt. Mergeți fără înfrângere, sunteți în cărți. Până când da, da, adică dă Doamne mai departe să mergem în loc cu câștiguri. Dar și fără înfrângeri tot nu e rău. Egal, tot e un punct și tot ceva înseamnă. Dacă sezonul trecut ați încheiat pe penultimul loc, acum deja reprezentanții echipelor și cei de pe margine vă clasează printre favorite la calificarea în play-off și la titlu chiar. Păi scopul a fost acesta. Înainte de începutul campionatului, toată conducerea ne-au expus scopurile, într-adevăr, să intrăm în primii trei. Adică aveam toate șansele, în principiu ne-am și întărit. Acum aveam jucători mai experimentați, care au experiență, au și vârsta. Și da, scopurile, primele trei locuri. Mai jos, nu. Nu. Și aveam toate șansele. Pe cine aveți principalele contracandidate ale voastre? Simpatizez pe Volta, Ecolux. Și Mod Progresul, da, care e cea mai tare, după părerea mea, sunt cei mai puternici, care au experiență, asta. Campioana IDC? Echipa nu era, dar eu cred că sunt mai puternici ca ei.